Inspectorii de la Protecția Consumatorului Timiș au făcut un control operativ la magazinul Unicarm din localitatea Orțișoara, din județul Timiș, unde au găsit mai multe abateri, printre care carne transportată în condiții improprii, vitrine frigorifice murdare și rupte, produse cu greutate mai mică decât era notată pe ambalaj sau produse depozitate în condiții necorespunzătoare. Pentru toate acestea au fost date 7 amenzi în valoare de 63.000 de lei. Iată care au fost abaterile constatate. Produse alimentare din carne de porc congelate, identificate în vitrinele frig, pentru care s-a constatat că au fost transportate de la depozit cu o mașină care asigura o temperatură între 2-4 grade, întrerupându-se lanțul frig. Vitrine frigorifice neigienizate corespunzător, rupte, deteriorate, cu acumulare de gheață în exces, produse alimentare congelate, preambalate individual cu un conținut cuprins în bloc de gheață, zăpadă în interiorul ambalajului, rezultat al decongelării și recongelării ulterioare, nerespectarea temperaturii de depozitare, păstrare, transport. Au fost identificate practici comerciale incorecte prin acțiuni înșelătoare, cât și prin omisiuni înșelătoare. În urma verificărilor efectuate asupra corectitudinii informării consumatorilor privind cantitatea netă declarată, s-a constatat faptul că la brânza topită cu smântână, brânza topită cu ardei, brânza topită cu verdeață și brânza topită cu verdeață plasă, produsele cu tot cu ambalajul de carton au o cantitate de 150 de grame, ambalajul din carton are 20 de grame, iar cele 8 triunghiuri cu tot cu ambalajul din folie aveau 130 de grame, fiind sub gramajul declarat de 140 de grame. De asemenea, s-au identificat produse alimentare marca Unicarm, cașcaval și preparate din carne, fără a se menționa cantitatea netă, consumatorii fiind induși în eroare prin omisiune înșelătoare. A fost identificată sare neodată care era depozitată în vederea comercializării, specialitățile expuse în vederea comercializării ca masă caldă prezentau temperaturi sub cele reglementate. Transmit reprezentanții CRPC Vest Timiș. Pe lângă amenziile în valoare de 63.000 de lei, au fost dispuse următoarele măsuri complementare. Oprirea definitivă de la comercializare a peste 2.720 de kilograme produsele conforme și propunerea de încetare a practicilor comerciale incorecte.